incursiunea noastră din fiecare oră în anii 80 pentru Fine Young Cannibals și Drives Me Crazy. Parcă, nu știu, lumea era ceva mai liniștită în anii 80. Sau mă înșel eu, Cătălin, salut. De, și atunci tot felul de frământări, nu? Erau frământări. Că de-a începea să cadă comunismul la sfârșitul anilor 80, noi căpătam speranță. E, 30 de ani mai târziu. Ceea ce ne lipsește cam acum, știi? Da, adică da, da, ne cam lipsește speranță. Vedem că o formă de comunism vrea să se întoarcă, că de fapt asta cere Rusia, să facă ea aici tot ce a făcut și în trecut. Adică zona asta cu Polonia, Bulgaria, România, nu mai zic de Ucraina și Moldova, care sunt prinse acolo în menghine, nu mai zic de ele. Păstrează-ți ideile pentru că începe Rațiunea Zilei. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Stimați prieteni, sper să ne coordonăm cât se poate de bine, astfel încât să îl prindem în direct pe președintele Iohannis. În urmă cu ceva momente ar fi trebuit să se încheie ședința CSAT, care este organismul suprem de securitate în statul român, cel care ia cele mai importante decizii privind siguranța, securitatea cetățenilor români în diverse crize și conduce politica statului nostru în astfel de situații. Ședința este dedicată, cum citez acum dintr-un comunicat, situației de securitate în zona extinsă a Mării Negre și pe flancul estic al NATO. Asta înseamnă că vorbim aici de situația din Ucraina. Asta a fost menirea ședinței. Noi chiar am întârziat Rațiunea Zilei din acest motiv, pentru că la 15.30 este anunțat acest discurs al președintelui. Primul mai am anunțit pe tema situației din Ucraina. Pe de altă parte, având în vedere ce a declarat ministrul apărării, situația pare așa, destul de liniștită în ceea ce îl privește. Înțeleg că avem războiul nostru cu facturile și nici nu pot să-l contrazic. Dar, mă rog. Dar avem un război cu facturile, da. Da, asta e adevărat. Dar până la războiul cu rușii ne luptăm cu problemele noastre de pe plaiurile mioritice. Acum, știi cum e? Sunt diverse probleme și toate își capătă rezolvare la timpul lor. Dar nu poți să negi faptul că există o criză în Ucraina, că e o problemă acolo, sau că Rusia a adresat o cerere destul de clară NATO, și anume să se retragă forțele NATO și trupele americane din zona aceasta, așa și numit România și Bulgaria. Despre asta este vorba în primul rând. Or, asta arată că într-adevăr în zonă există o problemă majoră, da? Despre asta e vorba. La asta ne uităm în aceste momente. Clar. Da, se pare că, uite, crizele astea vin așa la pachet, adică și prin SMS. Mă anunța banca astăzi că mi-a crescut rata cu 100 de lei la creditul ipotecar. Deci, uite, tot, încă o criză, știi? E de așteptat, pentru că toate lucrurile astea sunt legate și nu cresc ratele la bănci de acum. Ele cresc încetul cu încetul din toamnă și vor mai crește un pic în perioada următoare. E așteptat ca până în toamnă să se întâmple chestiunile astea, pentru că toate lucrurile de inflație sunt legate între ele și puseul ăsta inflaționist și încercările guvernelor de a mai finanța din zona asta o să mai țină până pe la toamnă. Cred că în câteva secunde, președintele Iohannis, după ședința CSAT, să vedem cu ce concluzii în fața unui posibil conflict în apropierea României și cu un stat, Ucraina, pe care România îl sprijină în toate demersurile sale democratice. Căci până la urmă despre asta este vorba. Ședința CSAT a început astăzi la prânz și își propunea să discute după luările de poziție ale aliaților din ultimele săptămâni. L-avem? Privind dezvoltarea capacităților de răspuns la noile provocări ale mediului de securitate, care să ne permită o consolidare a rezilienței României. Astăzi am făcut o analiză completă a situației de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicațiilor militare, economice și energetice, dar și din perspectiva migrației necontrolate. România are peste 600 de kilometri de frontieră comună cu Ucraina
și trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice scenariu posibil. Actuala criză de securitate creată de Rusia nu este doar despre Ucraina, nu este doar despre securitatea regională la Marea Neagră, ci nici măcar doar despre securitatea europeană, ci este despre securitatea întregului spațiu euroatlantic. De aceea, în aceste momente, este important ca la nivelul NATO și al Uniunii Europene să dăm dovadă de unitate și solidaritate. Vreau să subliniez, avem un dialog permanent, extrem de dens și de substanțial, la toate nivelurile în cadrul NATO, cu Statele Unite ale Americii, în cadrul OSCE și al Uniunii Europene. Escaladarea tensiunilor și consolidarea masivă a prezenței militare a Federației Ruse în proximitatea Ucrainei și în regiunea Mării Negre afectează securitatea și stabilitatea internaționale. Aceste demersuri ale Rusiei reliefează posibilitatea folosirii forței împotriva Ucrainei, cu toate consecințele care pot decurge de aici. De asemenea, acțiunile recente ale părții ruse, prin propunerile înaintate în luna decembrie, încearcă să modifice în mod inacceptabil parametrii arhitecturii europene de securitate. În egală măsură, ne preocupă posibilitatea continuării și aprofundării folosirii tacticilor hibride, care complică situația de securitate, inclusiv din perspectiva capacității de reacție. Am analizat o gamă întreagă de acțiuni potențiale, de la atacurile cibernetice menite să destabilizeze instituții și infrastructură critică, așa cum am văzut recent în Ucraina, până la utilizarea energiei pentru a atinge obiective politice sau folosirea dezinformării și a propagandei. A fost un schimb de valori care a inclus, cum este și firesc, elementele care au reieșit din coordonarea noastră aprofundată și constantă cu aliații și partenerii atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene. România a susținut și continuă să susțină abordarea actuală de la nivel euroatlantic. Am fost foarte activ implicați din punct de vedere diplomatic în adoptarea deciziilor la nivel aliat și european, prin prisma poziționării noastre geografice și a interesului strategic pe care România îl are în stabilitatea vecinătății estice a NATO și a Uniunii Europene. Dialogul diplomatic trebuie să aibă un rol primordial în detensionarea situației actuale și este important ca acesta să continue. Președintele Klaus Iohannis, sigur că știrile cele mai importante din acest discurs o să le auziți și la 16, dar pe parcursul întregii seri de la Europa FM și reacțiile la ceea ce spune președintele. Așadar, e vorba de o evaluare care să arate modul în care România este pregătită. Foarte interesant ce spune, că se așteaptă la orice scenariu în această chestiune, dar că se vrea o detensionare diplomatică. Ce înseamnă migrație necontrolată, adică posibilitatea ca în cazul în care Ucraina să fie atacată, cetățeni din zona respectivă să încearcă să treacă peste graniță în România, da? Având graniță comună, și aici România trebuie să ofere un răspuns și un ajutor oamenilor care ar putea să plece înfricoșați din zona respectivă. În ce ne privește, da, iată posibilitatea unor atacuri cibernetice asupra unor instituții din România sau, Doamne ferește, știu eu, furnizori de utilități sau chestiuni de genul ăsta, ceea ce ar fi mai dramatic. Și atenție, președintele spune că suntem și într-un război economic unde
el nu o spune mult clar, dar se referă la gaz, la energie, la prețurile pe care trebuie să le plătim în perioada următoare. Știți că foarte multe dintre rezervele astea vin din Rusia, iar acolo România va trebui să găsească un răspuns, dar nu ne spune care, adică cumva aici e problema. Un război pe două fronturi. Cătălin, îți mulțumim, așteptăm știrile Europa FM de la ora 16, vom reveni cu detalii la știri pe acest subiect. Ne reîntâlnim mâine la România în direct.